Bine v-am regăsit! Berbec, lumea largă este atracția ta numărul 1, deci ieși mai mult pe afară, socializează, simte-te bine printre oameni, cât mai diverși, pentru că ai șansa de a face noi cunoștințe care pot deveni în timp prieteni buni. Taur, se anunță ceva bani în perioada imediat următoare. Atunci când apar bani, apar și datorii, urgențe de plătit. Ca atare, înainte de a-ți face iluzii că îți vei cumpăra cine știe ce obiect mult visat, adu-ți aminte de lista lungă de plăți care stau de ceva vreme în așteptare. Gemeni, familia este locul celor mai frumoase evenimente, de aceea e o plăcere să te întorci acasă după o zi solicitantă, pentru că știi că acolo cei dragi te vor răsfăța cu atenție, cu gesturi de afecțiune, cu sprijin necondiționat. Rac, cineva se bagă în treburile tale și dă peste cap tot. Ca atare, stai cu ochii pe cei care intervin neinvitați în afacerile tale. Nu ai nevoie de ajutorul lor, care se va dovedi a fi mai degrabă generator de haos și de eșec. Leu, primești atâtea semne de simpatie și de prietenie din jurul tău, încât ți se umple inima de bucurie. Îți extragi energia pozitivă din aceste semnale de iubire care vin în valuri mari către tine, dar acestea sunt rezultatul investițiilor tale de pe parcursul timpului. Fecioară, uneori nu căile bătătorite sunt cele care duc acolo unde trebuie, ci cele complet noi, ca cele pe care le propui tu acum. Ideile tale sunt originale și merită ascultate și puse în practică imediat, pentru că știi bine ce spui. Cu detalii despre următoarele 6 zodii ne revedem imediat!